Oamenii divorțează din diverse motive. Uneori partenerii evoluează în mod diferit, alteori dragostea dintre cei doi dispare pur și simplu. Însă mai sunt cazuri în care cuplul se destramă pentru că unul dintre parteneri decide că nu poate trăi fără să adopte 550 de pisici. Conform RomaniaLiberă.ro, uneori căsnicia își pierde farmecul. Acesta a fost motivul pentru care a divorțat un bărbat din Dubai. El a explicat că soția lui era posedată de un duh. Cum femeia avea probleme cu libidoul, familia acesteia i-a explicat bărbatului că soția lui este posedată de un duh din mitologia arabă. După ce a aflat faptul că soția lui nu este satisfăcută, un bărbat din Rusia și-a făcut o extensie a organului genital. După ce extensia s-a rupt, bărbatul i-a promis soției că își va mai face una, dar a fost prea târziu. A spus că s-a săturat de eșecurile mele în viața sexuală și mi-a cerut divorțul, a povestit bărbatul. Ce este prea mult strică, aceasta a fost afirmația unui indian care i-a cerut divorțul soției din cauza apetitului ei sexual exagerat. El a explicat judecătorilor faptul că soția lui a fost agresivă și autoritară pentru că l-a forțat să ia medicamente pentru a face față libidoului ei. De asemenea, femeia l-a amenințat că va întreține relații sexuale cu alți bărbați dacă soțul ei refuză să o satisfacă. O femeie din China a aflat că soțul ei a fost infidel de la papagalul cuplului. Pasărea i-a dat indicii despre infidelitatea soțului prin cuvinte ca divorț, te iubesc, ai răbdare. Acesta nu este un caz izolat. Aparent, mai mulți parteneri infideli au fost dați de gol de către papagalii bârfitori. Un bărbat din Israel și-a părăsit soția după ce aceasta a adus acasă 550 de pisici. El a povestit în instanță că nu a mai avut loc în pat din cauza pisicilor. De asemenea, bărbatul a spus că a devenit imposibil să ia masa în casă pentru că pisicile îi furau mâncarea. Cum femeia a refuzat să renunțe la pisici, cuplul s-a destrămat, relatează RomaniaLiberă.ro.